următorul challenge îl vom face împreună cu abonații! Haideți să vedem cum va nota fiecare! Scaunul este pregătit, deci cine e primul? Eu! Atunci, Mircea, ia loc pe scaun! Da? Și nu privește în spate! Bine! Deci, să începem să ne amuzăm! Mircea deschide ochii și alege stânga sau dreapta? Dreapta! Dar îți stânga? Dreapta! Dar în stânga ce era? Uite, așa era! Chelia lui tati! Căciuliță pentru not! Pălărie la not! Vai! Mai tare te va încurca decât să te ajute! Iar acum, stânga sau dreapta? Dreapta, stânga! Oh, Mircea! Uite ce ai ales! Și? Da! Și? Ce era aici? Un clor! Hai că e bun până acum! Ești echipat corespunzător! Nici un înătător fără de protecție! Mami, prinde! Iar acum, obiecte pentru bălăceală! Cea mai faină parte! Mircea, stânga sau dreapta? Stânga! Uite ce ai ales! Mircea! În sfârșit ceva bun! Mai bine de pisolicele! Acum este rândul pentru încălțăminte! Hai, Mircea! Hai, mami! Intuiție... Indiferent, Mircea, ce spică, îți spică rău! Bine, mijloc! Nu? Stânga sau dreapta? Dreapta! Cele mai faine notătoare! Acum, Mircea, că este timpul să te echipezi! Hai să te vedem! Papucii deja sunt pe el! Hai, aripioarele! Așa... Vezi ca și mine! Ochelarii care sunt de folos! Da! Vezi, sunt dreapte pe ei! Au și lentilă! Îi lipești cât mai bine de cap! Da! Pălăria care să mă țină la suprafață! Da! Și pentru începători! Da! Și ce mai important e de culoare roz! Hai să vedem! Hai, Mircea, două trei și în apă! Mulțumesc! Și... Wow! Mi-au căzut minionii! Și acum mă bag sub apă să văd dacă pot să deschid ochii prin acești ochelari. Se vede perfect! Ce grei sunt! Dacă au intrat apă în ei, nu mai poți să faci nimic. Jumate de piscină. Casian este următorul participant. Să vedem cum vei arăta și tu la final. Pentru Casian am pregătit ceva special. Casi, eu cred că nu contează ce alegi. Haide, stânga sau dreapta? Stânga. Uite! O căciuliță pentru... Pentru piloți! Pentru piloții care se află în saună fierbinte! Oricum e mai bună decât o cască de constructor! Stai, Casian, că asta nu e tot! Iar acum ceva pentru față și pentru ochi! Alege stânga sau dreapta? Dreapta! Ia privește! Vei fi un scafandru adevărat! Și iarăși revenim la protecție foarte importantă, mai ales atunci când faci scufundările sub apă. Hai, alege stânga sau dreapta? Dreapta! Ia privește! Plută! Ce aveai de ales dintre o pelerină de ploaie cu minion? Chiar dacă piscina Melimi nu are pietricele, totuși, participanții noștri vor avea nevoie de încălțăminte specială. Stânga sau dreapta? Aceasta este foarte interesant! Stânga! Wow! Încălțămintea clownului nebun! Felicitări, Casi! Și cea mai faină parte din challenge? Stânga sau dreapta? Stânga! Flamingo! Ați bunat! Pa! Iar acum să vedem cum Case se va echipa. Veți vin sau usmați? Sunt mici, mami, vezi că strâng la deget. Așa, echipamentul de protecție. Și masca, ține urechile. Așa. Este. Se vede? Și pilotul nostru. Pilot scafandru. Uite așa, să-mi fie frig la urechi. Să nu-mi dreapă în urechi. Parcă este un safari.
scafandru, care și-a uitat? Nu, care scafandru, Melissa? Ia cine primul ghicește cu ce seamănă el, cu ce fil? Notăm! Așa! Super! Hai să simțim, papucii! Bravo! Cicipiul! Uite, Mircea, la el se țin mai bine piesele din not. Uite, a scăpat papucul, dar stă sub apă! Nu s-a ridicat la suprafață! Probabil că este plin cu apă! Ce senzație ai acolo? Ce-i, tate? Până acum te-ai distrat? Hai că e rândul tău! Nu trebuie să uităm că începem de la cap. Să vedem ce protecție voi avea eu sub apă! Desigur! Intuiția mea nu mă șeală niciodată! Crezi tu? Ei, sunt convins! Nu cred că te va ajuta aici intuiția! Stânga sau dreapta? Dreapta! Wow! Tati! Ai o pălărie, o umbrelă! La ce să mă ajute ea? Sub apă, să nu te plouă pe cap! Da, sub apă sunt ploi torențiale! Dar privește ce ai pierdut! Un tort cu lumânări! Cu asta ar fi fost pentru mai soare. Haios cel puțin! Sau... Și cu umbrela, stai să vedem care va fi rezultatul final. Hai că începutul e bun. Să vedem ce urmează la ochi. Ce vei purta? Apropo, ochelarii tăi dă-i încoace. Pentru ce să ți dau? Pentru că urmează runda ochelarilor. Hai că nu-i aud. Poate să-i punem și pe tăi la bătaie. Aș vrea să-i câștig. Wow, ce interesant. Tati, nu privi în spate, ci în stânga sau dreapta. Important să fie pentru piscină dedicat. Haide! Nu aici! Uite! Yeah! Am un toc! Dar privește! Ochelarii de moșneac! Nu stăteau mai bine! Da, tati, este pentru piscină, dar că este pentru bebeluși. Aha, și vreau să văd cum intră fața ta acolo. Vei fi foarte caragios, mai ales sub apă. Hai să vezi, doar că un pic mai târziu. Acum este etapa costumelor de baie. Wow! Doar că aici nu prea avem costume de baie. Hai să vedem. Hai, alege! Poate dă norocul peste tine, stânga sau dreapta? Stânga! Ok, privește! Apa era cam rece și era bine pantou. Bine că a scăpat de ea. Azi apa din piscină nu este chiar așa de caldă. Și dacă îți pica acest mantou, îți era mai cald. Este foarte gros. Iar dacă adunăm la acest video 20.000 de like-uri, uite, în halul ăsta pe care tati l-a ales în challenge, va merge pe o plajă adevărată. Va face o plimbare de seară, fie de dimineață. Dar la noi în oraș plajă nu este. Stai liniștit că plecăm noi la râu. Păi de acolo sunt sute de oameni, Melissa. Păi asta și trebuie. Hai, alege! Stânga sau dreapta? Bine, dar cu sigur condiție și voi mergeți la plajă cu mine. Tot okay. Îmbrăcați în halul vostru. Hai. Aici! Caloșii tăi! Și cu ei să mă duc la plajă, Melissa. Da. Niște caloși frumoși de iarnă. Cei de pe plajă vor aprecia. Și va fi un spectacol mega interesant pe gratis. Abonații nu vor da like-uri ca eu să merg la plajă îmbrăcat în hainele astea. Apăsați pe like! Chiar acum. Nu apasă nimeni, Melissa. Ia-i să vezi. Și ca să atragi privirile trecătorilor, tati, ți-am ales gonflabile foarte vizibile. Așa că, hai, alege! Dar amândouă sunt folositoare. Hai, nu mai trageți de timp! Sunt atât de grele! Mai rapid, stânga sau dreapta? E important că sunt folositoare. Stânga sau dreapta? Acolo? Hei, unde te-ai pornit? Ține și echipamentul! Se bucur ca un bebeluș.
Credeam că ai uitat deja de el. Stai, prima. Vera, da, excepțional. Da. Mai ales cu lumpia asta. Într-adevăr, pe plajă am văzut uite așa ceva. În filme cel puțin. Da, băieți, e bun. Așa. Cel puțin nici eu voi fi conform tuturor rigorilor de pe plajă. Stai. Asta cu este? A lui Matei. Acum este a lui Ionuț. În ea nu poate să fly pe nas. Așa și... Un cafe. Și umbrela. Și uite, și chipiu, umbrela. Tot e ok. În afară, mami de caloși. Papucii ăștia nu prea se combină cu nimic. Și de că și fusta asta să ies așa în oraș. Văd că cam te strâng la picioare caloșii. Hai, încălță-i mai bine. Nu cap, că nu-i mărimea mea. Strâng degetele. Și acum? Super! Și acum ia-ți mântrea. Dar a uitat să zic, cel care va fi deghizat, îmbrăcat cel mai fain, va avea o surpriză din acest challenge. Aria știe! Votați pentru mine! Pentru mine! Hai, că și unde vei pleca? La casa doar? Se parcă e pe jos în plată! Ar fi foarte fain dacă te-ai scufunda! Umbrela, așa-i? Perfect, m-a ajutat umbrela! Wow, și ia privește cum mi se ridică fusta! Da! Parcă ești o floricică! Cum așa vrătesc, frumos! Măcar fusta dacă... Nu am ceva! Și caloșii nu m-au căzut! Dacă plec la mare, iau cu bine! E cu tine toată marea, în caloși. Deci, tati, mai încerci odată, ți se duc ochelarii la fundul piscinei. Mă duc, că am văzut deja, am început să vină și like-uri. V-ați cam găm grăbit. Eu hai, am tati. Curaj. Hai, ce faci aici? Coboară! Hai, scopunde-te! Ce ai spus? Ești un scafandru adevărat! Trebuia să ții umbrela cu tine! Da, amicea! Și umbrela! Ține! Hai! La care plajă ne ducem? Eu sunt pregătit! Melissa a vrut să fie următorul participant! Deci Melissa vei alege ce vei purta pe cap! Stânga sau dreapta? Partea aceasta! Wow, Melissa, vei fi polițist! Ce? Ce-i scenera? Oprării, Melissa! Pentru plajă! Ok, sunt polițist! Melissa, amândouă sunt bune! Știi la ce mă refer? Mircea, la ce te refer? Eu nu înțeleg! Noi oricum respectăm challenge-ul nostru 24 de ore în galben! Melissa, stânga sau dreapta? Dreapta! Wow, Melissa! Te iau pe nerine! Cu minioni! Hai să vedem cum te vei încălța în această rundă! Am o simplă pereche, mamă! Ce pereche? Nu, două! De Melissa, ochelari? Nu știu! Stânga sau dreapta? Iarăși dreapta! Am vrut să dau papucii mei! Aceștia sunt papucii mei! Acum Melissa va trebui să-ți protejezi ochii! Melissa, stânga sau dreapta? Hai să încercăm stânga! Wow, perfect, Melissa! De aia, ochelari de construcții! Ce e la partea asta? Alți ochelari de construcții! Tati, ăștia nu sunt pentru construcții! Pentru experimente! Hai, Melissa, că nu avem răbdare să vedem cum ești echipată! Și ca bărăceala să fie cât mai distractivă, Melissa, alegeți! Nu mă pot decide! Gonflabila! În stânga! Oh, Melissa, ce minge tu spui, da! Pentru tenis de masă! Eu sunt gata pregătită să mă echipez în polițist, minion! Ce mai este pe pentru acolo? Pentru scufundări! Da! Wow, Melissa! Wow, chiar ești polițist! Melissa, ești pregătită de
În caz de plouă, ai protecție maximă. Dacă plouă în apă, ochelarii, să ai protecție. Yeah! Capi? Nu, capi, deja mi sunt mici. I-am luat acum câțiva ani în urmă. Radiație. Gonflat de la milizii. Atenție, atenție, poliția scafandrilor se arată. Super! Ce ce loc de minge? O să ții aer în somn. Apă, da? Melissa, dar tu ești uscată, pentru că ai pierină! Da! Dar unde pleci? Poți să iei aer din ea și să te bagi în apă! Super! Folosesc mingea în loc de plută! Iar am scăpat-o! Și acum e rândul lui David! Ești pregătit? Da! Nu ți-e frică? Facem scufundări? Puțin! Surprize, surprize! Fii pe fază! Și mai interesant! David, stânga sau dreapta? Cred că voi alege dreapta! Oh, bună alegere! Și ia uite ce era aici! O surpriză! Foarte bună alegere! Hai că prima dată ai ales bine! Ia să vedem ce alegi, stânga sau dreapta? O să aleg dreapta din nou! Ia să vedem cum vei nota în ei, vei vedea sub apă! Vistă! David, vesta de salvare, de fapt vestele de salvare te așteaptă, stânga sau dreapta? O să aleg stânga de data aceasta! Wow! Culoarea challenge-ului nostru! Ia uite ce aveai! Făceai o luptă cu nerful sub apă. Acum este runda încălțăminte. Să vedem ce papuși își va alege David. Papuci? Stânga sau dreapta? Voi alege dreapta. Mergem la vânătoare, dar uite, fii atent aici. Ai cui oare sunt? Ai Mihaelei? Nu. Antoni? Antoni? Da, nu i-a recunoscut. Uite. Mamă, mai avem o rundă, mai avem ceva de ales. Gonflabile! Și ceva fără de care niciun copil nu merge la plajă. La 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 la. David, stânga sau dreapta? Voi alege stânga. Nu privi! Ține găleata și mergi să te echipezi. Așa, papuci. E călduț în ei, da? Da. N-ai să îngheți în piscină. Ochelarii, te rog. Protecție pentru cap și păr. Sper că nu o să te uiți, da? Prea tare. Și vesta. Cine zice acolo că nu o să încape? Încă. Încape și loc rămâne. Deci, hai! Și găleata, mami! Și găleata! Super! Wow! Yeah! Ochelarii! Trebuie să vezi sub apă! Da! Hai să vedem! Cum e apa? Caldă! E albastră! A căzut de neata! Totul e albastru cu ochelarii ăștia. Încearcă să înnoți. Și la suprafață, că... S-a pus și ajută! Vara, foarte multă lume pleacă la mare. În Turcia sau în Egipt mai ales. Apropo, mami, noi niciodată nu am fost acolo. Tati, noi e târziu să ajungem. Nu te uita. Pentru nu că uit. Obiectele care urmează sunt inspirate chiar de acolo. Ceva zornă e aici. Da. Și, mami, te rog să-mi zici, stânga sau dreapta? Stânga sau dreapta? Dreapta! Mami, perfect! Ce-i asta? Mami, nu știu cum se numește, dar știu că se poartă acolo. Cam se așa. Potrivește cu culoarea părului. Nu știu. Mami, și asta era cam tot de acolo. Nici nu știu care e mai bună, albă sau roșie. O să vedem. Care mai bine se potrivește? Super. Da, mai pune așa și pe ochi.
Mami, cine știe cum se numește așa... Acoperământ pe cap? Să ne scrie în comentarii. Chipiu, căciulă, niciuna niciodată. Turban, nu știu. Trecem la următor. Scrieți în comentarii care căciulă credeți că îi se potrivește cea mai bine lui Mami. Cea roșie sau cea albă? Poate abonații ne recomandă unde să mergem anul acesta la mare. În Turcia sau în Egipt? Eu cred că în prezent nu are importanță marea la care mergi. Important să fie acolo piscină. Iar piscină avem și acasă. Deci stăm dinișor și acasă. Dar, nu toate! Dar la piscină și la plajă ai nevoie de ochelari și de protecție de soare, dar și de scufundări acvatice. Eu vreau de scufundări. Atunci stânga sau dreapta? Stânga. Perfect, mami! Nu știu dacă te poți scufunda cu ei, dar cel puțin... Aștia sunt ochelari. La mine lumea este în roz. Nu știu la ce ajută ei, dar să încercăm. Mami, chiar acum poți invita toate sirenele să vină la balul tău mascat. Poți să mergi acolo și fără de mască, pentru că vei sta acolo la soare și îți va rămâne semnul de la acea mască. De dragon, de sirenă. Stați, până la balul mascat încă nu am îmbrăcăminte corespunzătoare. Dar foarte multă lume practică să meargă la mare tocmai când este ziua lor de naștere. Sau le face cineva surprize, da? Da. Tocmai de aceea. Noi la mare, mami, te vom îmbrăca cu ceva specific zilelor de naștere, să sărbătorim. Hai, alege stânga sau dreapta. Ce e acolo? Scrieți-mi în comentarii. Este noul nostru videoclip de ziua ta. Atunci, mami, stânga sau dreapta? Stânga. Poftim. Perfect combinație cu ochelarea aia. Mami, dar stai, eu zic că să-mi faci și una și alta, că nu, se potrivește. Hai că papionul mai mult îmi place. Eu nu am văzut bine sau tot a făcut o șmecherie? Eu nu am văzut să ne scrie abonații. Oare cine știe? Ce are comun ăsta cu sacul sau asta ca nebuna? Tati, ce are aia ce zici tu cu costumul de baie? Pentru că tot este un costum, da, și unul și altul. Deci, mami, înțelegi costumul? Mami, n-ai nicio șansă. Niciuna, nu cealaltă nu te va ajuta sub apă. Atunci, mami, care? Stânga sau dreapta? Dreapta! E perfect, mami! Vei fi un moș Crăciun. Dar nu nebun. Oh, m-am înțeles. Cu asta se va îmbrăca Mircea când va fi rândul lui. Mai zic că mi-ai adus și cizme de iarnă și tot. Și sacul lui moșu. Wow! Următoarea rundă va fi foarte grea. Și la propriu și la figurat. Melissa, nu mai dai indicii. Că de altfel 1000 de tone ajung și la tine. Mami, alege gonflabila. Stânga sau dreapta? Hai, mami, mai repede, că tati scapă gonflabila! Da, mami, care practic 10.000 de tone! Hai, mami, stânga sau dreapta? Stânga! Perfect, mami! 10 kilograme! 10 kilograme! Are 10, într-adevăr! De ce am ales asta? În schimb, te va ajuta să te scufunzi mai repede. Deja nimeni nu mă recunoaște în acest costum. Cam mari sunt pantalonii lui moșu. Apropo, mami, Sfântul Nicolae e chiar de acolo. Așa, moș Crăciun, nu am mai văzut nimeni niciodată. Am plecat la piscină. Gonflabila! Wow, super barbă! Cu extensii de culoare mov! Ho, ho, da! Moșul și-a făcut codițe colorate! Mi-a adus cadouri! Mi-a adus cadouri! Haide! Moș Crăciun! Asta-i costum! Aie! Mami, cartiera! Stai că mă ridică la suprafață costumul de baie! Ce nu te mai duce la
mă duce la fondul piscinei. Pa! E foarte greu în costumul ăsta. Și ochelarii îmi cad. Dar e voie fără. Face exerciții, hai mami, mă da. Duc. E gonflat la ta, mă duc să înot, să văd dacă pot. Tot mă ridic la sa față. Și? Și? Voi trece ca broadcat, mă duc? Carnaval. Îmi cade costumul, pantalonii. Se duc? Mă duce la fund. Și barba îmi pică. Moș Crăciun rămâne fără de pantaloni. I-am pierdut pe drum. Moș Crăciun cu fundul doar. Eu am să fie și cadouri și pantaloni. Ce zacul și pantaloni și tu? Are vreo zi zicere. Mami, poți folosi pantaloni în loc de sac. Oh, ce greu. Ce obositor, nu vă imaginați. Da. Trebuie să-i punem la uscat. Poți folosi pantalonii grei hoapă în loc de cartele. Acum parcă ar fi ajutorul lui Moș Crăciun în racheta aia. Voi ați reușit să votați care echipament de piscină este cel mai bun? Cel mai interesant? Și da, tati, arată-ne cadoul. Nu mai am răbdare. Cine este câștigătorul? Nu știu cine este câștigătorul, dar cadoul vă așteaptă chiar aici, lângă piscină. Un duș? De vară? Cred că nu, căci ei vine cu apă caldă din casă. Ia, privește, Mirisa, ce-am instalat noi. Inițial, apă rece nu iese, dar apă caldă e de ajuns. Da, putem să instalăm aici furtunul și să... Uite, mici, că la început apă era curoasă. După aceea vine mai fierbinte. Deci e super! Putem să instalăm aici un furtun și să băgăm piscină să curgă apă caldă. Aha, și rămânim în casă fără de apă. Perfect, perfect. Hai că moșul l-a înghețat. Apă e caldă. Perfect. Cine a făcut acest cadou? Moșul. Moșul? Da. Din piscină? Nu chiar. A venit cu cerbi? Da. Ce vrea barbă? Ce vrea aici? Eu! Cine următorul? Ca să-mi fie, dar noi nu știm cine aici. Cine a câștigat challenge-ul? Apare-i frig. Du-te în piscină. Yee, Mircea cade. Hai la tine, Dan. Nu, 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 nu. Și mai bine. Deci, noi, la plaja Mirii, avem duș care să ne spălăm picioarele de nisip. Dar nu ai nisip. În câteva zile vin camioanele.